Bucătăria este considerată inima locuinței. De multe ori însă, atunci când mama pregătește bucatele sau discută cu cineva în bucătărie, există un prilej bun pentru copil ca să urce pe masă pentru a lua în mână un cuțit sau pentru a se juca la aragaz. Regula de aur ca copilul să fie mereu în siguranță este că acesta trebuie supravegheat în permanență. Totuși, uneori se poate întâmpla ca mama să ridice ochii pe câteva secunde la cratița de pe aragaz ca copilul să reușească să se rănească. Curiozitatea copilului nu este deloc un lucru rău, atâta timp cât aceasta nu pune viața și sănătatea copilului în pericol. Una dintre mamele ce respectă cu strictețe regulile de securitate în bucătărie este Ana Karmanski, locuitoare a orașului Florești. Tânăra mamă, împreună cu soțul, educă o fetiță de 5 ani pe nume Inesa. În bucătărie există o multitudine de pericole, cum ar fi chiar colțul de masă, frigiderul, prizele în care sunt. Să fiți foarte atenți cu obiectele, chiar și cu prizele, să nu fie la un nivel jos. Să supravegheați copilul oriunde ar fi. Chiar și la bucătărie, chiar și la baie, chiar și în camera care cu jucării. Fiindcă orice obiect micuț care poate, ei sunt foarte curioși la această vârstă, poate să pună orice în gură, să guste, să vadă, să-l pipăie și de aceea trebuie să fie copii supravegheați. Specialiștii atenționează că chiar și acele lucruri care aparent sunt nepericuloase pot crea un pericol pentru copil. De aceea părinții trebuie să fie cât se poate de atenți. Numai în așa mod părinții pot crea o atmosferă cât mai sigură pentru copil. Aveți grijă de copilul dumneavoastră și e de dorit ca să nu lăsați în bucătărie obiecte tăiase, ascuțite. Vă stăruiți ca să le ridicați cât mai sus, adică în dulapă să fie sertarele de sus. Obiectele de lut, porțelan, sticlă, iarăși trebuie să fie ferite, să fie în dulap, dar în locuri închise, fiindcă în orice moment iarăși se poate întâmpla un lucru neplăcut și periculos pentru copii. Copiii mici nu conștientizează faptul că se pot răni în bucătărie. De aceea, regulile de securitate trebuie învățate din primii ani de viață. Stăruiți ca copiii, adică să-i învățați și niște reguli de securitate. Copilul trebuie învățat. Nu de fiecare dată îi spunem copilul, nu pune mâna sau nu atinge sau nu. Fiindcă copilul este mic și încă nu cunoaște consecințele traumei. Oasele copiilor se pot foarte ușor fractura. Copilul, alergând prin bucătărie, se poate lovi de masă sau de un scaun, lucru ce îi poate provoca o fractură destul de gravă. În special, mai mult suportă fracturii băieții. Ei sunt mai activi, mai superactivi și adică sunt mai, pot cădea de pe scaun, de urcându-se pe bucătărie, chiar și câteodată urcă, fiind foarte cointeresați, poate să ajungă și până la aragaz, pe fereastră. În casă, unde sunt copii mici, trebuie folosite închizătoare speciale pentru prizele electrice. Ele trebuie instalate la un așa nivel încât copilul să nu poate ajunge la priză, pentru că copilul poate fi electrocutat. Copilul poate să introducă obiecte mici, cum ar fi farfica sau alte obiecte care, într-adevăr, pot duci curentul electric. Este oare frigiderul periculos pentru copiii mici? Sigur că da. Mereu aici se pot afla obiecte cu care se poate răni sau intoxica. Pe frigider poate fi instalată o închizătoare specială, în caz că ea lipsește la el. Această încuietoare nu va permite ca copilul dumneavoastră să dezghețe frigiderul sau să mănânce ceva ce nu este prielnic pentru copil. Încuietoarea poate fi foarte ușor fixată. Congelatorul este jos. El poate să deschidă și poate să vă rămânuța și acolo poate să găsească diverse produse și sau mâncare care, mă rog, poate să fie de 2-3 zile care nu la timp a fost aruncată, adică alterată. Dar ne stăruim ca să nu fie mâncare alterată și să fie aruncată la timp. Ceaiul, cafeaua sau alimentele fierbinți pot provoca arsuri foarte grave unui copil mic. Părinții trebuie mereu să aibă grijă ca copilul lor să nu se afle singur în apropierea unei cratițe cu ciorbă fierbinte sau atunci când servesc cafeaua de dimineață. Copilul nu trebuie în niciun caz să se afle în brațe. Chiar pe masă, dacă punem o farfurie cu mâncare fierbinte, ne stăruim ca să o dăm mai de la
mai departe de la masă. Atunci când servim ceaiul, cafeaua, ne stăruim ca să nu fie copilul în brațe, să fie dat la o parte sau să fie în altă cameră. Când servești micul dejun de acum cu copil, ne stăruim ca ceaiul să fie călduț, ca să-l poată servi. Copiii sunt foarte interesați de întrerupătoarele de la aragaz. De aceea gazul trebuie deconectat atunci când aragazul nu este folosit. Atunci când copilul conștientizează pericolele din bucătărie, este nevoie de explicat copilului de ce nu este voie să atingă întrerupătoarele de la aragaz. Oricum, copilul nu trebuie lăsat să se joace cu aragazul, chiar dacă gazul este deconectat. Este de ajuns doar o singură dată ca copilul, jucându-se cu întrerupătorul de la aragaz, ca acesta să facă o intoxicație foarte gravă. În bucătărie chiar este și aragazul, care este foarte periculos și este la un înălțime, adică copilul poate să ajungă la 3 ani liber la aragaz, poate să dai drumul chiar și la gaz. Și de ce trebuie să fim foarte atenți? În nefericire, sunt cazuri când copiii mici pot face o arsură la aragaz. Tânăra mamă, Ana Karmanski, știe cum să procedeze în astfel de cazuri. În primul rând este apa rece, primul pas și de acum sunăm la salvare. Această regulă este susținută și de medici. Ce se face sub robinet, sub apă curgătoare rece, copilul se, adică partea corpului unde a fost afectată, se pune sub asteia. La îndemână, adică nu repede scoate haina, fiindcă dacă este o arsură de grad mai avansat, poate cu tot cu piele, fiindcă pielea la copil este încă foarte sensibilă. O arsură pe care o poate face copilul la plita electrică din bucătărie poate fi mult mai gravă decât cea la aragaz, pentru că copilul poate ține mâna un timp mai lung pe plita încinsă. Dar la plita electrică, dacă, adică contactul poate fi mai pronunțat, el o a apăsat și pielea fiind sensibilă, da, poate fi o arsură de grad mai înalt, fiindcă avem arsură gradul 1, 2, 3. Și în caz de asta, dacă avem la îndemână, aplicăm un unguent și se cheamă urgența. Atunci când mama pregătește bucatele, este foarte important ca vasele de pe aragaz să fie cât mai departe de marginea acestuia, în așa fel ca copilul să nu poată ajunge la cratița cu apă fierbinte sau la tigaia cu ulei încins. Când pregătesc bucatele, mă stăruiesc să fie date mai departe de marginea aragazului ca să copilul să nu ajungă la cratiță sau la tigaie care gătesc. Nici de cum nu întoarcem cu mânerul înspre noi. Întoarcem mânerul invers ca să nu ajungă, să n-aibă acces, să ajungă cu mânuța și să tragă tigaie peste ea. Fiecare gospodină folosește la bucătărie diferite tipuri de detergenți. Din curiozitate, copilul poate deschide sticla cu un lichid periculos și poate bea din ea. De aceea, toate aceste soluții chimice trebuie păstrate cât mai sus, în așa mod ca copilul să nu aibă acces. Permanent mă stăruie ca detergența să fie cât mai sus, ca copilul să nu aibă acces la detergenți, că niciodată n-am avut nicio întâmplare. Nu s-a întâmplat niciodată ca copilul să ajungă la detergenți, de ce în drum și părinții ca să pui detergență cât mai sus, să nu fie copii traumați. De orice, ca să bei un detergent e foarte periculos, poți pierzi și copilul. La locurile periculoase pentru un copil, părinții ar trebui să atragă o atenție deosebită. Lumea modernă a inventat diferite metode pentru a proteja un copil. Cu toate acestea, cea mai sigură metodă este supravegherea permanentă a copilului de către părinți. În fiecare săptămână moare un copil și alții 41 suferă traume din neatenția maturilor. Una dintre principalele cauze de deces a copiilor mici din Moldova. Tu ești conștient că pentru copilul tău mic toate obiectele periculoase din casă par jucării? Fierul de călcat încins, ceainicul fierbinte, medicamentele, cuțitul, prizele. O clipă de neatenție poate fi de neîntors. Tu ești responsabil de viața sa. Vezi unde e copilul tău, acum, în fiecare clipă.